chiar dacă trăim, așa cum s-a subliniat, o perioadă foarte grea, dar când a fost o perioadă fastă pentru poezia românească? Să ne întrebăm, în ultimii 200 de ani, știu eu. Poate, cu micii scânteieri de câțiva ani. Și întotdeauna au fost greutăți, fie de natură materială, fie de natură formală, fie de natura receptării, fie a cenzurii, fie diferite, iată, astăzi, mai ales a imposturii, fiindcă acest postmodernism pe care unii dintre copii l-au simțit cumva, a dat și enorm de multe texte de o prostie și imbecilitate, mai adică așa, îngrozitoare. Îngrozitoare, dacă nu, hai să zicem să cităm. Toți să cităm enciclopedii, practică. Așa că nu tot ce zboară se mănâncă. Am putea să ne spunem la copiii noștri. Și dacă nu este această întâlnire despre care domnul profesor a vorbit frumos aici și pe care noi să încercăm să o cultivăm, dar nu este și acea cultură scânteia dublată de o cultură solidă, de la bazele piramidei, nu de la vârful piramidei, că de acolo și au zborul de obicei, cei autentici, inedici. Dar dacă nu au o bază, anvergura aripilor lor va fi una de mitică, adică a acelui Icar care nu s-a luminat destul cu sfaturile mentorului său care era fratele.